Bun venit la Gintrac, astăzi vorbim despre labirintul Minotaurului, un joc între 2 și 4 jucători, peste 10 ani, ce durează aproximativ o jumătate de oră. Să vedem ce conține cutia. Avem regulamentul jocului în limba română, o tablă de joc cu două fețe și avem mai multe piese aici, să vedem care sunt acestea. Iar aici avem 4 piese de joc cu războinici eleni, o piesă de joc Minotaur. Avem și suport special pentru fiecare dintre această piesă. Avem 3 zaruri și 50 de jetoane tufiș plus 10 jetoane aur. Tabla de joc are două fețe. Clar, ne oferă două posibilități de a ne juca. Avem fața tablei de joc cu câmpuri mai mari, ceea ce ne oferă un joc mai rapid. Vedem aceste pătrățele mai mari. Și avem și fața de joc cu pătrățele mai mici pentru un joc puțin mai complex. Bun, haideți să folosim pentru acest joc fața cu câmpuri mai mari și să vedem exact ce ne oferă tabla de joc. Pe tabla de joc, în fiecare colț al ei, aici, aici, aici și aici, avem câmpurile de pornire. Ok, următorul pas este să punem aceste micuțe cleme pe războinici, să îi facem pioni, așa se formează, și inclusiv pe minotaur. Și băgăm așa. Aflați că fiecare jucător primește, deci, câte un pion războinic pe care îl plasează în zona de start, adică în colțurile tablei de joc. Punem unul aici și să zicem încă unul aici, că atât cuprindem cu unghiul camerei. Intră în joc și pionul Minotaur, care este așezat în zona numărul 2. Care este zona numărul 2? Este această zonă cu gri. O vedeți? Îl punem, să zicem, aici. Ăsta e Minotaurul și îl plasăm aici. Acum, jetoanele care sunt galbene și reprezintă aurul, le plasăm pe toate în centrul tablei de joc, aici. Le punem frumos. Acum, 8 jetoane tufiș le așezăm pe aceste câmpuri. 1, 2, aici, 3, 4, 5, 6 și mai avem, dacă observați, aici încă 2, 7, 8. Să recapitulăm zonele pe care le avem la dispoziție. Avem centrul tablei de joc, avem zona Minotaurului, avem vegetația, avem traseul războinicilor, imediat vorbim despre el, avem locul tufișurilor, o zonă de siguranță și un câmp de pornire, bineînțeles. Să le luăm pe rând. Centrul tablei de joc este locul unde se plasează jetoanele de aur. Aici, Minotaurul nu are acces. Vorbim acum de zona numărul 2. Este zona cu gri, o vedeți că este puțin de altă culoare. Este zona în care patrulează Minotaurul, de el trebuie să referim, bineînțeles. Deci războinicii trebuie să le evite cât mai mult. În mod normal, Minotaurul are voie să circule numai în această zonă, dar dacă zărește un războinic, va începe să-l pândească. Numai pe parcursul urmăririi poate ieși Minotaurul din zona 2 în zona 4, adică pe aici. Pe aici. Poate vă întrebați la ce m-am referit când am spus că Minotaurul poate ieși din zona lui în momentul în care zărește un războinic. Ei bine, acest termen de a zări un războinic înseamnă că este în aceeași linie cu pionul războinic, fără obstacole între cei doi, vegetație sau zone de tufișuri. Zărirea este validă doar dacă războinicul nu se află într-o zonă protejată, adică centrul 1, aici, în zona asta, cum spuneam, Minotaurul nu intră. Zonele acestea verzi de vegetație oferă protecție războinicului, adică un războinic se poate feri efectiv de privirea Minotaurului, se poate
piti de minotaur. Să explicăm acum și care este traseul războinicilor. Traseul lor, efectiv pe unde aceștia pot merge, sunt aceste pătrățele, puțin mai gălbui, și efectiv, dând cu zarul, războinicii înaintează într-o anumită direcție, cum spuneam, doar pe pătrățelele, unde le vedeți și voi, de pe tabla de joc, mai gălbui. Acum să vorbim mai multe despre zona tufișurilor, adică unde le-am plasat la început. Două aici, două aici și așa mai departe. 8. Am plasat 8 tufișuri. Acestea oferă și protecție față de privirile minotaurului, dar funcționează și ca obstacole care trebuie scocolite. Aceste jetoane pot fi luate și cărate de către pionii războinici și plasate oriunde în zona 4, adică aceasta mai gălbuie, oriunde. Bun. Odată ce un jeton tufiș a fost luat din zona lui și cărat, luăm din teancul de jetoane tufiș altul și îl plasăm în locul lui. Deci aceste pătrățele nu rămân goale niciodată. În joc există pe tabla de joc și o zonă de siguranță. Zona de siguranță este zona în care un războinic odată ajuns nu mai poate fi prins de minotaur și reprezintă aceste patru pătrățele gri. Le vedeți. Odată ajuns aici, războinicul nostru este în completă siguranță. Bun, gata cu atâtea explicații, să începem efectiv jocul. Cum ne jucăm? Ei bine, avem aceste zaruri și fiecare jucător, pe rând, în sensul acelor de ceasornic, dă cu zarul și, bineînțeles, se deplasează fiecare războinic prin labirint, încercând să ajungă cât mai repede posibil în zona cu aur și să care pe rând câte un jeton aur pentru a strânge, bineînțeles, până la finalul jocului, cât mai multe jetoane aur. Aceste jetoane le descarcă tot în această zonă de siguranță. Aici, deci, le descarcă. Aici trebuie să vină cu ele. Și fiecare jucător în zona lui, adică fiecare războinic are fiecare colț al tablei de joc unde își descarcă aurul și unde este în siguranță și de privirile minotaurului. Bun, haideți să vedem acum de ce un zar este roșu și celelalte două sunt albe. Zarul roșu este aferent minotaurului, iar cele două zaruri albe sunt aferente războinicului. În momentul în care minotaurul zărește un războinic și începe să-l pândească, zarurile se vor folosi invers. Minotaurul are acum mai multe șanse de a-l prinde pe războinic. Războinicul este prins dacă minotaurul dă un număr egal sau mai mare decât pașii necesari pentru a-l ajunge. Odată prins, războinicul trece înapoi pe câmpul de pornire, adică aici, și își pierde jetonul cărat dacă acesta cară, bineînțeles, un jeton de aur. Fiecare jucător în turul său dă cu 3 zaruri. Numerele de pe cele două zaruri albe se adună și pașii se vor executa de războinicul jucătorului al cărui tur este. Pașii aferenți zarului roșu se vor executa de următorul jucător cu pionul minotaur. Să zicem că jucătorul din colțul acesta dă cu zarurile, își mută războinicul, ferit de privirile minotaurului, reușește să ia un jeton și merge cu el înapoi în zona lui de siguranță. Apoi, în sensul acelor de ceasornic, da, vine rândul jucătorului din acest colț. La fel și el dă cu cele 3 zaruri, încearcă să se infiltreze cât mai repede și cât mai ușor în această zonă, ia și el un jeton de aur și încearcă, speră să ajungă cu el la destinație în zona de siguranță. Apoi, urmează jucătorul acesta și exact pe același principiu. Dă cu zarurile, mută războinicul, mută și minotaurul,
și să sperăm că va avea noroc, nu se va întâlni, sperăm, cu Minotaurul, va reuși și el să ia un jeton aur și în același timp, bineînțeles, este important să meargă cu el la destinație, în această zonă, în zona de siguranță. Și-a descărcat aurul, tura lui s-a încheiat și urmează jucătorul cu numărul 4, care la fel ia din nou și face acțiunile pe care tocmai le-am explicat. Ei bine, trebuie să vă spun și până când ne jucăm. Jocul se sfârșește atunci când ultimul jeton aur este descărcat în siguranță de unul dintre războinici și este câștigat de jucătorul care a colecționat cele mai multe jetoane din aur. Despre cealaltă variantă de joc și mai multe detalii găsiți în regulament. Labirintul Minotaurului se poate numi un joc de strategie. Noi l-am încercat și ne-am dat seama că în acest joc sunt de fapt două jocuri. Avem la dispoziție două labirinturi, deci două provocări diferite. Tematica jocului este foarte interesantă. În mitologia greacă, Minotaurul era o creatură fabuloasă, jumătate om, jumătate taur. El locuia în marele labirint construit de către arhitectul Dedal la porunca regelui cretan Minos. Jocul este potrivit copiilor peste 10 ani și considerăm că merită să facă parte din colecția voastră. Acestea fiind spuse, distracție plăcută și pe curând!